Darius Vâlcov s-a născut la Slatina în martie 1977, odată cu marele cutremur. Unii chiar spun că el și cutremurul ar fi frați gemeni și că la un moment dat ar fi făcut un pariu. Cine produce mai multe stricăciuni? Cutremurul a făcut mult rău, dar s-a dus. Darius abia se apucă de treabă. La școală, materia preferată a lui Darius Vâlcov era sportul, dar nu înțelegea o chestie. De ce nu se fac și exerciții fizice utile, care chiar îți folosesc mai târziu în viață? De exemplu, căratul de tablouri și de saci cu bani noaptea în cimitir. Mai târziu, ca adolescent, începe să fie atras de poezie, deși erau niște versuri din Bacovia pe care nu le pricepea. Ci că liceu, cimitir al tinereții mele. Cum vine asta? Adică Bacovia ascundea tablourile și lingourile de aur în liceu? Dacă le găseau profi. După ce termină liceul în orașul natal Slatina, Vâlcov merge la București și studiază economia, deși nu s-ar zice. În anul 2004 devine primar al orașului Slatina, după ce îi înrăiește pe localnici împotriva băncilor lacome. Mă rog, în Slatina sectorul financiar nu era prea dezvoltat, așa că Vâlcov se limitează la băncile din parcuri. În 2014 Vâlcov ajunge ministru de finanțe, dar se dovedește neputincios. Economia mergea deja prea bine ca să mai poată să-i facă ceva și să o strice. Din acel moment, problemele se țin scai de el. Are de cărat la cimitir saci cu bani tot mai grei și tablouri tot mai mari. Numai în pielea lui să nu fi. Câte spaime o fi tras săracul noaptea cu lingourile de aur prin cavourile acelea bântuite, numai el știe. Un an mai târziu e arestat pentru trafic de influență și spălare de bani, pentru ca mai apoi să fie condamnat în primă instanță la 8 ani de bulău. Nici nu știm cum între timp a reușit să se furișeze înapoi în guvern pe un post de consilier. Probabil că i-a folosit experiența de pe vremea când se furișea noaptea în cimitir. Oricum, Vâlcov spune că în niciun caz nu e groparul economiei. Ba dimpotrivă, a pregătit pentru economie un dita mai cavoul. Sincere condolențe. E, dragii moșului, și tot vreo 2 ani au trecut, știți de când? Păi ce zi e azi? 31 ianuarie. Ce s-a întâmplat în anii din urmă pe 31 ianuarie? Știu eu, zi-mă. În anul 106, Apolodor din Damasc a terminat podul de peste Dunăre. Stai jos, doi, altul. Știu eu, da, zi, Aurele. Pe data asta, la 1418, a murit Mircea cel Bătrân. Când ți-o-i da una, te duci după el, auzi, tânăr, Aurel cel Tânăr. Nimic n-ați învățat, mă. Nimic nu știți. Unul nu trece clasa. Bă, analfabeților, inculților, e ziua în care domnul Florin Iordache, marele lider politic, a dat ordonanța 13. Acu 2 ani, mă, tot în aceeași zi, mă rog, seară, a lansat celebrul hit Altă întrebare. Altă întrebare, altă întrebare. Altă întrebare. Mamă, mamă, se ridică părul pe mine când mă gândesc. Am senzația că mă trezesc în miez de noapte cu o tarantulă pe față. Iar Ciordache abia își începea opera de Jack Spintecător al justiției. Te uiți în urmă și constați: ce dă treabă ai mai avut, nea Iordache? Ce dă treabă ai mai avut? Cum aveau groparii când era epidemie de ciumă, așa și ăsta a îngropat tot pe epidemia asta de PSD. Dar nu ți-e rușine? Nenea Daia, fițar cormoranii să-ți fie. Despre lucruri serioase n-ai vorbit, bre. Am auzit o grămadă de chestii foarte bune și interesante despre economia de piață. Da, aproape că abia aștept să ne bucurăm și noi de economia de piață într-o zi. Da, fraților, de toate mecanismele alea misterioase ale cererii și ofertei, de mâna invizibilă a lui Nenea Smith,
da? Ci că funcționează în beneficiu consumatorului, da? Sau de concurența liberă dintre agenții economici, de pe urma căreia are de câștigat, ci că clientul, pentru că se alege cu prețul cel mai avantajos. Bă, rog, fac și eu pe fraierul. De fapt, voiam să vă enervez cu asta. Sunt sancțiuni date de către Consiliul Concurenței, sancțiuni date pentru că în perioada 2012-2016 supermarketurile Auchan, Cora, Carrefour și furnizorii acestora s-au înțeles pentru a fixa prețurile în cadrul promoțiilor desfășurate de retaileri. Da, fraților, e oficial. Marile magazine s-au înțeles să nu scadă prețurile sub un anumit nivel. Probabil tot de grija românilor, da, mă, să nu dea săracii iama în mâncare și să nu se îndoape prea mult, să-i ferească de obezitate, boala secolului, ce să... Ah, ah, parcă ieri i-a trecut prin cap lui Daia să plafoneze prețurile la mâncare. Vă amintiți? Toată lumea a sărit pe el. Bre, termină că ăsta-i comunism curat. Când colo, comunismul și economia planificată le practicau chiar mari retaileri cu lăcomia lor. Mama voastră, bună așa, mă. Greu se câștigă o bucată de pâine. A, și apropo de lăcomie, vedeți, domnii Orlando și Vâlcov, așa se procedează, băi, când ai instituții puternice și stat puternic și creier. Dacă îi suspectezi pe unii că trișează, faci o anchetă, mama ei de anchetă, și le dai cu niște sancțiuni peste mufă, să plătească, mă. Nu bagi o așa zisă taxă pe lăcomie pe care o încasezi indiferent dacă indicele robor a crescut pe bune sau la mica înțelegere. Taxa aia pe lăcomie e ceva de genul: domne, nu știu dacă ești sau nu vinovat, dar te amendez și eu, mă, cu metre, ca să vadă lumea când fac treaba, știi? Cum zicea Dragnea zilele trecute: o situație win-win, să moară mama. Asta în limbajul dumitale se numește cacealma. Apropo de trecerea la euro, șoc și groază, dispare bancnota de 500 de euro. Banca Centrală a Europei a anunțat că gata, domne, retrage hârtia de 500. Criză de nervi în PSD, vă dați seama, ci că Darius Vâlcov l-a convocat deja pe guvernatorul Băncii Europene. Da, mă, l-a chemat la audieri, dă-l încolo. Ce ai, domne, cum să retragi bancnota de 500? Și noi ce facem? Dita mai oamenii, mă, dita mai valorile, ne obligi de acum să umblăm cu mărunțiși la noi, mă, cu dalea de 100 de euro nici la lăutar nu mai dăm, mă, ca toți săracii, mă, ne facem de râs în tot orașul. Prieteni, uitați-vă la noi și le spun brașovenilor să se uite, domne, cine suntem noi, domne. Uitați-vă la masa asta, ce somități sunt. Noi avem în spate o profesie, avem un nume, avem titluri, avem valoare. După asemenea veste, mă aștept să se înființeze prin România un nou model de escrocherie. Să apară niște băieți deștepți care să profite și de această oportunitate. Metoda bancnota, un fel de metoda accidentul, că pe asta sigur o știți. Sună pe la diversi oameni și întreabă: bună ziua, nu vă supărați, aveți hârtii de 500 de euro prin casă? Aoleo, câte? Scăpați de ele, urgent, urgent, să știți că nu mai sunt valabile, nu au fost scoase. Vă ajut eu, vă ajut, cum să nu, vi le cumpăr cu 100 de lei. Aoleu, bun și ăștia că mi-au foame de n-am unde dormi la noapte. Uite cine introduce euro în 2024. Guvernul Viorica a uitat să financeze programul Cornul și Laptele pentru anul școlar 2018-2019, care a început acum 5 luni. De cât atât? Dar discută despre ce o să fie peste 5 ani. Mă, terminați, mă, prostiile. Hai, cum a ajuns și programul ăsta cu cornul și laptele, nici nu-l omoară, dar nici nu-l lasă să trăiască. Da, știu că mulți copii nici nu se ating de acele produse pentru că unele sunt oribile. Dar la ce sărăcie e pe aici, prin grădina Maicii Domnului, fiți siguri că sunt destui copii care și pentru asta merg la școală, ca să aibă ce mânca. Iar ce nu mănâncă, bagă într-o pungă ca să aibă ce pune pe masă când se întorc acasă, la
fraților mai mici. Mă rog, e lungă discuția, lucrurile s-ar putea organiza altfel. Știrea aici era că guvernul ăsta atât de competent și de organizat și de grijuliu și-a amintit o chestie după 5 luni. Hai, parcă vezi că și produsele livrate acum copiilor o să fie tot din octombrie, da, când trebuia să înceapă programul. Da, ce să vă spun, noi normal din octombrie, că noi am dat toate șpăgile, am făcut să câștigăm licitațiile și acum ce facem, rămânem cu marfa, trebuie să o dăm, nu? Nu se dă asta pe brazdă, cât e cucu, cuc. De altfel, chiar era pe la televizor o știre cu niște larve găsite în lapte, nici n-o mai dăm mie silă. Am înțeles că unele consilii județene s-au descurcat și au mișcat programul singure, n-au mai așteptat la guvern. Iar în Bistrița Năsăud, da, au găsit nu știu ce gândaci în lapte, că și firmele astea din program spuse numai pe tunuri, bă, pe arsură. Așa că bagă tot felul de mizerii în pachete. Uite, acolo era bună o apă de-asta cu clor, ca la capitală. Ba, bă, să mai spele puțin din jec, mă, să dezinfecteze laptele, știi, să omoare carcalacii. E, dar ce mai mănâncă oare copiii pe aici pe la noi? A? Niște bătăiță? Uite, o carte din care aflăm, atenție, cât de des trebuie bătuți copiii. Păi cum, mă, nu se știe atâta lucru? Trebuie să scrie în cărți dimineața, la prânz, eventual și seara. De ce? Lasă-mă că știu ei. Am zis bine? Am ghicit? Ce spuneți? Că vă ia poliția dacă află că bateți copii? Că sare protecția copilului? E, hai, nu vă speriați. Problema e abordată profesionist, mă, nu vă mai faceți griji. Aflăm că, citez, este extrem de important să le dați o bătaie când vă provoacă. Sau, la fel citat, fiți atenți, când copilul trebuie musai bătut, e important și cum o faceți. Bă, corect. Deci dai la ficat, mă, am înțeles, că nu rămân urme. Sau îi înfășori într-un covor și... Glumesc, desigur. Desigur că glumesc. Pentru subiectul cum să-ți bați copiii, știu că există o singură abordare. Una singură. În niciun fel, mă, deloc. Nu-i bați, nici nu se pune problema. Și totuși, iată că cineva, un american, din câte înțeleg, un intelectual de ăsta inspiraționist, s-a gândit să-și împărtășească experiențele. Iar o editură din România i le-a publicat. Foarte bine, ce să zic. Totuși, lucrurile nu pot rămâne așa. Sper că nu rămân așa, da? Hai, așteptăm și cartea Cum să-ți bați nevasta în 10 pași simpli. Bătute-ar Dumnezeu, stricat-o. E, poftim, am zis bătaie, imediat s-a găsit încă un subiect cu bătaie. Bătaie între un primar PNL și un consilier PSD în Teleorman. Ce vorbești cu metre, avem foarte multă treabă în domeniul ăsta al politicii și al administrației locale. I-auzi relatare, zice unul dintre ei, nu contează care. La finalul ședinței, după ce am ieșit în sală, a venit după mine și a încercat să-mi dea cu capul în gură. Nu m-a lovit grav la nas, dar m-a lovit, domne. După aceea l-am lovit și eu, că vorba aia, consilierii lui au venit din spate și m-au imobilizat. Atunci când a văzut că sunt imobilizat, a sărit cu mâinile pe fața mea și a vrut să-mi scoată ochiul. Mă, cap în gură, ochiul scos. Iar ăia cine erau? Niște consilieri locali sau omul are consilier pe probleme de bătaie? Cum există consilieri pe probleme juridice, pe probleme agricole, poate există și pe probleme de-astea de mardeală. Mai trebuia și un consilier local de la PMP sau de la USR, habar n-am, să-i arbitreze. Ba nu! Un consilier independent, bă, unul imparțial deasupra oricăror bănuieli, să vină omul și să spună: domne, eu nu știu de la ce v-ați luat, dar propun ca pumnii și capetele în gură să se împartă în mod corect în funcție de scorul din alegeri. Ca să n-avem discuții, se consemnează tot într-un proces verbal, se semnează, ne strângem mâinile, mergem la bufet și aia e, că vorba aia, ce se întâmplă în primărie, rămâne în primărie. La revedere. Tot vorbim că e criză de medici și asistente prin spitalele de la noi, dar eu nu prea cred, domne. O fi criză de bani asta, da. Și dacă am avea bani, ne-am putea face și noi niște medici, da. Îi facem din cârpe și îi ducem la o școală post-liceală. Ia priviți ce simplu e. E nevoie de bac luat? Nu e musai. Nu, dar să ai de 12 clase. Cât costă pe un an? 20, adică 2000.
plus 50 de lei taxă în înscriere. Cu frecvența care sunt exigențele? Față de alte școli nu suntem exigenți. Deci science nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Deci nu trebuie să-și facă o problemă. Nu, deci nu trebuie să-și facă o problemă. Domne, deci ce să vă spun, e om? Adică măcar așa și așa om, nu? E capabil să vină aici cu banii și apoi să mai vină o dată după diplomă? Da? Excelent! Păi absolventul perfect, da, da, absolvent direct, la noi nu există candidați, că nu. Ah, și când pleacă cu diploma de aici, îi dăm direct un post frumos la Craiova, da, începem de jos la un cămin de bătrâni, unde să administreze leacuri băbești aduse de oameni de pe stradă, carieră, nu? Dumneavoastră știți că aceste tratamente eu încă nu sunt acreditate, da. Nu vă expuneți unor riscuri? Ba da, de asta am și tatonat terenul și văzând că totuși după primele două aplicări rezultatul este bun, am continuat. Ingredientele? Nu cunosc ingredientele, am mers pe încredere. Alo, ce faceți? Am zis să da știrea cu medicul care vorbește despre medicamentele cu care se fac experimente pe bătrâni. A, ăsta a fost medicul? Aoleu, credeam că e cineva de pe stradă. Cum să te numești medic și să spui că ai tatonat terenul cu medicamente? Adică ce, dacă mergea bine, dacă nu, aia, erau bătrâni oricum, nu? Ce minți slabe, Doamne! Și apropo de minți slabe, grijă mare cu gripa asta, fraților. Păi da, păi da, se putea să nu reapară ăștia. Am primit și eu azi un mesaj după ce am zis aseară la emisiune că vaccinul e cel mai eficient pentru a preveni gripa. Oameni buni, nu reiau povestea cu cât de cretini sunt antivacciniștii care își bazează toate ideile cretine pe un studiu total măzluit de acum 16 ani. Mergeți și faceți vaccinurile. Vreți informații? Luați-le de la medici reali. Întrebați medici. Nu vă luați informațiile de pe internet. Sunt și pe internet surse bune, dar nu toate, evident. Nici nu știu cum să vă spun, dar uite, dacă vă luați informațiile de pe net, haideți să stabilim o treabă. Dacă informația e de pe un site pe care atunci când intrați apar 50 de reclame despre cum vă puteți face instrumentul mai mare, ăla nu e un site de încredere, da? Începem cu filtrul ăsta și construim de aici. Mulțumesc! Hai! Ia-le și te faci sănătoasă! Iar acum să vedem ce cred românii despre sistemul imunitar din România. Este un sistem imunitar corupt? Ce trebuie schimbat la sistemul imunitar din această țară? Vax Populi. Sistemul nostru imunitar, ce lipsește, unde greșim, ce să schimbăm la sistemul imunitar? Da, să vă spun. Primul rând, conducerea este foarte proastă de la președinte. Și asta, și eu acum o săptămână am venit din Italia. Iar. Cum e acolo sistemul imunitar? Cum e? Că fim și acum orice casă, o vilă, asta așa. Băncile sunt cu groburi, cu drasă, ia. E problema că ce s-aude multe, dar se face puțin. Asta e problema. Ce părere aveți de sistemul nostru imunitar? Cum vi se pare? Un sistem bun, un sistem rău? Este că văd că domnul Dragnea și cu Dăncilă și cu prim-ministru asta văd că a mărit pensiile astea, a mărit. Îi mulțumim că știți de ce eram tămâie. Sincer vă spun, mai trebuie lucrat mult, foarte mult. Care ar fi principala problemă? Nu știu, avem un sistem imunitar corupt. Care e principala problemă? Corupt, după părerea mea, la tinere ce este la noi, e foarte grav. E coruptă în primul rând? Da, foarte. Ce ar trebui schimbat, în primul rând, la sistemul nostru imunitar? Ce primul lucru pe care l-a schimbat noastră? Cei care ar trebui schimbați, vă spun sincer, cei care sunt sus. Cine e de vină pe sistemul nostru imunitar e atât de prost? Dar ce, oare de acum chestia asta? Nu, e de mult, dar nu răspunde nimeni pentru asta. Cam toate problemele care sunt mai delicate, nu prea răspunde nimeni, nu are cine. Nici un sistem bun nu este. Nu avem un sistem imunitar bun. Ce ne lipsește? Ce... Toate, ce drumuri, ce autostrăzi, toate. Avem un sistem imunitar fără drumuri, fără străzi. Cine e responsabil de lucrul ăsta? Guvernul. De unde pleacă
problema în România? Lăcomia. Lăcomia, după aviere, după bani. Nu ne interesează omul, ne interesează profitul. Și din cauza asta avem toți de suferit și sistemul nostru imunitar este așa cum este, da, în România. Da. Este un sistem imunitar corupt? Este un, cum vi se pare? Corupt, foarte corupt. Eu mă tratez când mă duc la particular. Plătesc și sunt... Zici că pe loc te tratează. Dacă nu, te duci și te duci din 10 ori și tot așa vii, cum ai plecat. E, asta a fost, dragii mei, acum să vă fac programul pentru weekend. Atenție, notați dacă nu țineți minte. Dacă ați pierdut emisiunile de săptămâna asta, n-o să vă iert. Cele mai bune momente vor fi duminică după Schimb de Mame de la ora 22. Emisiunile sunt și în varianta audio pe stareanației.ro. Ediția pentru diaspora a fost deja urcată pe site și pe aplicație, iar cele două podcasturi vor rula în weekend după cum urmează. Vineri, adică mâine, veți putea urmări podcastul Și de restul caramele, pe care realizez împreună cu Bogdan Stoica pe probleme de antreprenoriat. Iar sâmbătă va fi disponibil podcastul Vocea Nației, în care voi încerca să răspund la cât mai multe dintre întrebările foarte interesante pe care le-am primit de la voi zilele astea. Dragoșaronpătraru.ro e adresa la care aștept întrebări. Weekend frumos să aveți, noapte bună! Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.